Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. În episodul de astăzi vreau să vorbim despre o pasiune pe care am, un hobby, adică o ramură a unui hobby pe care l-am, și anume colecționarea de sticle de alcool. Acum am vârsta de 28 de ani și colecția de sticle în sine, sticluțe, sticle mari, nedesfăcute, bineînțeles că nu consum alcool, o am de pe la vârsta de 14-15 ani. Tot am strâns, mi-au plăcut și de ceva vreme încoace am început să-mi personalizez câteva din sticle. Și astăzi vreau să vă arăt și vouă cum se face personalizarea unei astfel de sticle. Aici am pe birou 3 modele de sticle pe care le-am făcut și tot una asemănătoare cu aceasta. Vreau să vă prezint și vouă astăzi cum, care este operațiunea de a face sticla. Sticlele acestea sunt ideale pentru un cadou mai interesant unui bărbat sau unei femei, dacă e vorba de o sticlă de șampanie, un rosé. Haideți să vedem mai exact care ar fi procedeul de la început până la sfârșit, cum facem o sticlă super, super faină, personalizată. Și pentru astăzi am ales o sticlă de coniac, de Martel, să vedem ce va ieși până la final. Haideți să-i dăm drumul. Așa, avem sticlă de coniac, avem nevoie de o pensulă. Voi folosi două tipuri de lipici. Acesta este un fel de ce se folosea la papuci, un fel de prelandez. Iar acesta este un super glue, un lipici universal, care din experiențele anterioare cu sticlele pe care le-am mai făcut are o aderență foarte bună pe partea de sticlă. Așa, după cum am spus, în primul rând voi aplica puțin lipici. Pe suprafața de unde vom începe să punem coarda, frânghia. Folosesc o frânghie de cânepă. Acum că sticla noastră s-a uscat, vom trece frumos la decupare cu un cutter. Să vedem dacă putem cu cutterul sau voi folosi doar lama. Începem cu detaliul de sus. Aici a fost o emblemă ieșită în relief care am lăsat-o fără lipici.
Și desenele făcute sunt de la etichetă și ce a scris pe sticlă, ce a fost aici imprimat. Haideți să-i dăm drumul să vedem ce iese. Cam așa arată acum sticla noastră. Mie îmi place foarte mult să-i las moațele astea să atârne. Așa frumos. Astea se pot ia jos, se poate lăsa eticheta, fiecare cum... Fiecare lasă cum îi place. Mie personal îmi place să le las așa. Îi dă un efect mai ciudat. Iar acum îi vom face un alt mic detaliu. Vom pune ceva lumini pe ea și o mică etichetă frumos aici să atârne. Asta puteți scrie orice, dacă faceți cadou cuiva, numele cuiva, un la mulți ani, un te iubesc, un... absolut tot ce vreți. Îmi dă un efect mai aparte. Facem un nod și sticluța noastră este cam gata. Așa. Să prindem și luminița. Cam aceasta este sticluța noastră faină. Sper că vă place. Dacă ți-a plăcut și acest video, nu ezita să lași un like, share să vadă și prietenii, subscribe dacă nu ai făcut-o până acum și ne vedem în videoul următor. Pa, pa!